Salutare, oameni, și bine am găsit la un nou joc pe canal astăzi de vă jucat Microsoft Flight Simulator 2024. S-a lansat jocul ăsta de ceva timp așteptat. Motivul principal este că e cam singurul în clasa lui și e destul de interesant. Hărțile sunt mișto făcute, am făcut un update major la hărți și la vesicule și pentru prima oară avem modul de career, care chiar sunt curios. Am avut și un character customization, am jucat un pic cu setările video să văd cum e. Și acesta este intro de la carier. Deci poți să fii, cum ziceau ei, poți să fii pompier dacă vrei. Poți să salvezi oameni cu elicopterul, aparent. Hai că îți dă niște opțiuni. Și aparent trebuie să ții niște diplome. Mare parte condusul de nave, de avioane mai mult, nu de elicopter, dacă că și la elicopter. Voi folosi controlul de Xbox One, ne jucăm pe PC. Jocul este disponibil în Microsoft Flight Store și pe Steam în momentul de față. Dacă aveți Xbox Game Pass, e disponibil acum. Jocul se instalează vreo 12 GB și că trebuie vreo 50 de GB. Și din aia 12 GB, ca să ajungă la 50, trebuie să stai cu clientul deschis și se încarcă foarte greu. Țineți cont, la mine a durat undeva la o oră. De la 1% la 100% a durat o oră aproape. Și am un M2, deci n-a fost vorba de viteză, a fost vorba de server mai mult. Avionul ăsta e destul de interesant. Să transporti chestii super heavy, se pare ceva interesant. Au băgat multe avioane noi, chiar sunt curios să văd cât de moderne sunt și cât de reușite sunt, să zic așa. Sper să fi băgat și avioane noi din ce momentul de față în piață. De unde vreau să încep cariera? Asta este harta acum, da? Deci chestia asta e foarte mișto. Și dacă dai zoom, vezi și zona muntoasă și zona verde. Singura chestie care nu o văd și mi se pare un pic ciudat este că nu vezi delimitarea țării, adică nu știu unde se termină. Uite, știu că aici e București, Berlin, Paris, Kiev, Moscova. O să ne jucăm prin București ca să ne punem cu elicopterul să vedem cum arată și o să zburăm de aici din Otopeni. Ce start location? Bucarest. Băneasă. Și uite, când dai click face această animație și nu vrem la ăsta, vrem la Helicon, pardon. Acolo departe, că e așa. Recenter și Enter. Unde vă? Ce cătine că se încarcă asta în timp real. F2 Center. Nu se București. Unde vă să încep aici sau ce? Mai dau o dată, poate. Da, uite, sunt punctele astea unde aș putea să încep și nu unde voi să le selectez, nu știu nici motiv. Și dacă caut în Dubai. Nici aici. A, bă, uite aici unde voi. Înțeles. Deci am să încep în Dubai, în România, încep în Dubai. A fost o opțiune random, doar m-a interesat să încep cariera. Interesează atât de tare, oricum e mișto zona, mai ales pentru elicopter. A, trebuie să alegi aeroportul. Oare se încărca? Hai, te poți să dai înapoi. Wow, ce cate... Chestia asta îmi place foarte mult, a făcut-o stilul GTA. Nu știu de ce nu a făcut-o și mai devreme. Uite, îmi dă voie să încep la Ploiești. Îmi dă voie la București, nu știu din ce motiv. Aș mai putea, cred că, la Constanța, în zona asta. Mihail Gogălcean. Aia. Mergem acum de bază militară. Deci uite, aici mi apar niște puncte unde aș putea să încep. Dar în condiția care aș vrea în România. Deci îmi dă voie la Ploiești, la Caracal. Boboc. Cred că asta e la început. O să mergem la Ploiești. De dragul de... De dragul să fie în România.
face un load, iar downloadează textură, bănuiesc și aeroportul că nu e foarte HD. Gheorghe Valentin Bibescu, super. Hai să vedem cum e cariera asta. Haios. Welcome to Gheorghe Valentin Bibescu. I'm here at the club. We provide all the training lessons you need to get started. Then, once you've earned your PPL, you can build up your flight hours and get more experience. But before any of that, let's head outside and take a flight to get. Okay. Hai să vedem tutorialul ăsta. Chiar sunt curios cum l-a făcut, pentru că ar trebui să ajute pe oricine să... Welcome to the apron. This is where all our flying adventures begin. Why don't you walk around a bit? Da, caracterul au capul prea mare raportat cu corpul, nu știu de ce e puțin ciudat. Flight preparations, da? Vase de, trebuie să ne învățăm. Today we will be flying in a Cessna 172 Skyhawk. It's the main trainer airplane in our flight school. Se vede că vrește, vezi? Our Cessna's got a glass cockpit and a 180 horsepower engine. Climbs well and is easy to fly. It's one sweet ride. I'm ready if you are, so hop in and buckle up. Let the good times roll. Ah, așa le verifici. Tragi cu mouse-ul de cicaterinca. Ok. Și asta? Ah, catering. Asta e bănesc că nu poți tragi mâna de ele. E doar examen. Ia, hai că asta mi se pare chiar catering. Examen. Welcome aboard. Okay. While you settle in, let's go over our flight plan. Ooh. After taking off, we will climb to 640 meters above sea level and then fly over the airport to enjoy the view. Ready? Why don't you start the engine for us? Să pornesc motorul. Control E. Și pe control ar fi RB dip down. Deci RB dip down. Deci era butonul ăla roșu și maneta asta. Perfect. The wind is from 270 degrees direction with a speed of 9 knots. So we'll be taking off from runway 27. Okay, let me taxi to the runway. Ne conduce tipa? Da, chestia aia de jos de fum. Nu înțeleg dacă așa ar trebui să se vadă sau... N-am ifat nimic, am pus decât un profil de setări. Pe high ultra. Și aia a fost. All right. Now comes the fun part. After releasing the brakes and applying full power, we'll speed up and take off once we reach 100 kilometers per hour airspeed. We'll be climbing at 139 kilometers per hour, which is the recommended climbing speed for the Cessna Skyhawk. While climbing, we will follow a left-hand traffic pattern and make two turns. Don't worry if it sounds overwhelming. I am here to help. Pe control reușesc. Release the parking brakes. Otherwise, we're not going anywhere. Parking brake. Aici am învățat și controlul. Asta e o parte bună. Aici, uite, dacă aș fi pe tastatură și mouse, e control spațiu. Da, vreau robot X. Good. Ready for takeoff? Apply full power to get us moving. Plană. Oh, ce gândit e face. And I'll take care of the pedals, steering the aircraft on the runway during takeoff. Alea, spui tare. We have reached 102 km. O secundă. Am observat ceva care nu-mi convine. Fly model. Realistic. Advanced. Unde l-ați ascuns? Bă, nu e în graphics. Controls, accesibilitate. A, și n-am search aici. Deci am setat jocul ăsta să fie pe sistem metric. Și mi-arată în notes ce nu-mi convine. Advanced Flight Interface ăsta. Și aici nu îmi dă voie. Flight Model e corect. Camera nu mă interesează. Online Sound Language. Mate. Language Matrix System. Dar mi-e să tablet așa. Holyoke a little bit to lift off.
Perfect climbing attitude and speed. I see you know what you're doing. Don't pull on the yoke too much or we'll lose speed. Keep the nose of the aircraft just above the horizon. Good. Maintain the speed and attitude for now. We are approaching our first turn. As you'll see, the Cessna 172 requires very little yoke movement to turn. We are 90 meters above the ground. I will retract the flaps. You keep climbing. Keep climbing and prepare for the next turn. Bate vântul din dreapta și avem o trage în stânga, deci trebuie să fac contra un pic. Mamă, ce gălătise avionul. Și dacă mi-aduc bine aminte, am pus volumul la 35%. Din motive de liniștea mea sufletească, o să-l dau și mai încet. Ok, turn left again. We are almost there. Woo! Remember, we need to climb to 640 meters. It will keep us 150 meters above the traffic pattern. Doamne, cât de mic e avionul ăsta. Ciudat. I love the weather today. The clouds are beautiful, aren't they? Foarte. There we are, 640 meters Wee. Above sea level and 150 meters above the traffic pattern. We have safe separation with the other airplanes. Look around, see our airport? Let's fly over it. Da, bine, merge să faci din și din asta, lui doar un sistem automat stăjit. I know that you're busy navigating and controlling the plane, but don't forget to enjoy the view. Doamne, cât de bine și să vină. For piloting. I hope you enjoyed the flight. Let's head back to the ground now. Asta funcționează, nu trebuie să aterizezi. Ok. Deci asta a fost cea mai rapidă. I'm glad that we flew together today. This might be the first chapter in your pilot's journey. If you want to embark on it, let's catch up at our headquarters. Ok, mă pune să merg în bază. You seemed comfortable out there. I'm sure you'll get your PPL. There's a laptop in the office that shows all the certification information you'll need for your PPL exam. Take a look. Avem un laptop care dăm certificările. Here you can see all the different certifications you can pass throughout your career. Your first step is to work towards your private license. All the training lessons you'll need to pass the PPL exam are available here. Make sure you're comfortable with these before. Bun, back un pic. Deci cam așa arată. Deci heavy este cel mai dificil. Turbopropuri, jeturi, airline-uri, high performance endorsement. Aici e dreapta aia se elicoptere, stânga se avioane. Ok, mai departe. Take exam. Bine, în teorie ar trebui să fac toate astea. Și mă costă bani, mă costă 2000 de credite. Ok. Bine. Stați așa. Și dai click și te bagă direct în mașină? Nu. Flight plan. Ok. Acesta e avionul. Nu știu că poți să dai pauze să... Eu știu, așa. Aircraft is missing to launch this activity.
Deci sunt un tutorial. Și mi-a zis că jocul îi lipsește avionul ca să lanseze această misiune. Ce? Bă, ce? Faci mișto? Adică face download în spate? Ce se întâmplă? Nu înțeleg. Cum adică îți lipsește? Back to headquarters. Specializations, company, missions, reputation level de la C la B. Avem experiență. Și aici am orice meniu. Nu? Da. Ia, o secundă. Am o curiozitate. Deci dacă mă dă la free flight acum, mai multe avioane s-au downloadat în fundal în timp ce eu stăteam... Nu mi se pare că s-au downloadat mai multe. Momentan astea sunt toate avioanele și nu sunt toate. Ăsta e adevărul. Te lipsesc foarte multe. Și nu sunt sigur de ce. Și poți să dai configure. Ok. Setezi și livery-uri. Alegi Qatar. Buy more liveries. Facem așa. Albastru. O să controlez cât fuel vrei și cât cargo vrei. O să-i punem puțin mai multă benzină. Manage-ul. Cam așa. Dăm refuel. Identificări, astea îi le las așa. Înapoi. Deci... Nu avem Airbus-urile noi momentan. Nu știu, adică chiar marketplace-ul încă nu funcționează, apropo. La Airplane ai decât opțiunile astea, ceea ce sunt super limitate. Și... Ia, dacă dau B... Mă duce aici. Statistici, photo album, customize identity... Nu, asta nu. Așa, la rătiță mă duce aici, la... Online m-ar interesa. Multiplayer servers, automatic, voice, rolling cache settings, nu mă interesează, data concession, nu mă interesează, bandwidth unlimited, ok. Deci n-am o soluție să downloadez un download manager cum era înainte, știi? Aici e buton de ăsta. Nu știu dacă nu funcționează asta în ziua lansării, sincer. Dar... Na. Deci, în momentul de față... O secundă, am o curiozitate. Da, jocul îi lipsește acel avion de single player, de misiunea principală, ca să... Da, deci e prostie, nu pot să cred că există asemenea problemă. Deci am ales avionul. Hai să ne plimbăm puțin deasupra Bucureștiului să vedem cum e. O să decolăm... Aici un... A, prin ce ne-ar fi, nu. Set as departure și... Nu mi-ajunge pista asta să trăiesc pe clean chain. Asta e prea mică la fel. Aterizăm... Pe 2000 de metri. Așa, set as arrival. Și o să zbor intenționat puțin în jurul Bucureștiului să vedem ce și cum arată harta. Mișto chestia asta cu loading-ul, pe care se acadează un pic. Mi se pare că downloadează în spate foarte mult harta și jocul nu spune chestia asta, ceea ce e un pic ciudat. Dar te bagă în loading-ul ăsta mut în care nu spune cât la sută, nu știi ce face jocul, pur și simplu aștept, se încarcă și te bagă. E un pic ciudat. Aia. Dar mergem. Mi-a plăcut oarecum tranziția. În condiția care jocul e instalat pe un M2, totuși load-ul durează foarte mult. Părerea mea personală. Dar, uite, odată ce te bagă așa frumos. Da, este noapte, dar puteți să schimbăm chestia asta. VVO India, Alpha Bravo, 738 Heavy at runway 26, left ready for departure, south departure. Da, și chestia asta cu acest wireframe.
Nu știu, o fi de la DLSS, poți să dezactivezi DLSS-ul temporar să văd dacă asta e. Nu, tot face. Deci nu e asta. Video DLSS pe quality, V-Sync, Dynamic Settings Off. Și aici n-am niciun toggle de Ray Trace Shadows, Motion Blur, de fapt, nu. Aici n-am nimic care poți să bifezi să dezactivezi acel wireframe, nu știu dacă combinație de taste, mi se pare puțin ciudat. În fine. Apropo, și chestia asta cu camera e prea în față, m-am tot uitat să văd aici, la camera, dacă pot să o dau bani în spate. Camera, să am chestiile astea, am wide, close, hard, landing. Eu vreau wide, dar aș vrea să o dau mai în spate. Ah, stai, mi-am să aminte cum o dau mai în spate. În scroll. Asta e maxim, ok. Deci, și când dau centrez, se dă așa. Wow. Să o dau mai așa. Și acum accelera maxim. Dezactivăm frâna de mână. Deci, practic, asta e căldura de la motor, aerul, fumul. Na, e un pic ciudat, o să mă interesez să văd ce. Dar hai să decolăm. Curat arată așa. Și dacă vrem să mergem la București, deasupra Bucureștiului, o să mergem mai în dreapta, nu pe unde zice jocul. Așa. Hai că a început să decoleze singur, din cauza flapsurilor. I-am decolat. Strângem trenul de aterizare. Și începe să schimbăm direcția de mers. Să întoarcem spre București. Urupini Tower, Thifio, India, Alpha Bravo 738, heavy continue for self-departure. Și acum o să forțez rău de tot. M-am prăbușit. Am stat după să... Wow! Bun? Perfect! Cea mai bună decolare. Restart. Deci, din motive de asist, de obicei chestia asta nu se întâmplă. Am asisturile pe maxim. Ai un anti-stall protection, se numește, unde intervenea AI-ul și te oprea să faci chestia asta. Și nu mă așteptam... Ok, s-a rotit avionul. Nu mă așteptam să piardă aerul atât de tare, să schimbe atât de drastic direcția și să nu pot să recâștig. Faptul că am putut să-l întorc la viteza aia mică e o mare chestie, mi se pare ciudat că a mers. Dar nu e problema. Mai băgăm un fix acum și că trebuie să mă ucim în stânga, nu în dreapta, că nu e un avion mare, greu de virat. Urupini Tower, Thifio, India, Alpha Bravo 738, heavy ready for departure to the south at runway 26 left. Schimbăm iară ziua. Curăm maxim motorul. Dă-mi jos până de mână. Da, și acum avem și un cu echipare aceea care poți să ți-l alegi, e customizare pe asta. Wow, cum e sunetul. Mă așteptam. Gata, suntem plin de aterizare. Trebuie să ajung la un 200 plus să pot să încep să virez așa cum aș dori eu. O să iau așa mai ușor, nu ca data trecută. Că na. Dar vreau să zbor aici pe deasupra DN-ului, că asta ar fi ideea, știi? Vreau să văd cât de în detalii e chestia asta. Sunt curios. Thifio, India, Alpha Bravo 738, heavy continue for self departure. Air Force Staff Bucarest.
înțeles. Dacă ajunge deasupra mall-ului în curând, acolo în stânga, jos. Uite și turnul din aviație. Bun. Deci aici avem aeroportul ăsta, mall-ul. E mai actualizat, arată mai bine. Nu e wow, dar... Cred că n-au pus niciun brand, ceea ce e interesant. Și... Aici se virează stânga. Da, da, și aici este zona de aviației, unde este turnul ăsta rotund, acel cilindru, stânga, pe cine știe zona din București. Lacurile. Mamă, cum sunt gădirile astea așezate acum de văd. Uite și mijlocul bulevardul principal, zona de la Herăstrău. Interesant. Într-adevăr, harta este mult mai în detalii. Palatul Parlamentului. Aici, în față. Care arată cam așa. Este Național de Defense. Băi, mișto. Nu pot să zic că nu arată rău. Mult mai bine față de celălalt Microsoft Flight Simulator. Nu cu foarte mult, dar... Probabil dacă ar fi să le compar, ar fi destul de vizibil. Parcul Titan, cred. Da, uite, ăla din față care scoate fumul ăla, ăla este un chat. Dacă nu mai înșel. Mai ales că știți ce e la chat în București. Dă-mi și Caterin Carat. Uite cum sunt blocurile astea. Interesant că le vezi așa de sus. Nu știu cât de... Teoretic sunt destul de accurate. Sunt făcute cu poze din satelit, dar... Teoretic asta ar fi zona de Berceni, dacă nu mă înșel. Da. Deci tot ce cu fum așa arată, nu? Interesant. Hai să ne rotim înapoi când trebuie să mergem. O altitudine. Ia. Da, mă, mai face urât. Așa, deci ce avem aici? Avem... Efisul... Să văd autopilotul ăsta, vreau să văd. Interesant că acum... Ce nu mergeau toate butoanele în jocul ăsta, dar acum mi se pare că merg chiar toate. Wow. Da, le-au făcut chiar pe toate, sunt acționabile. Wow. Ok, momentan las-o așa. Să deschidem tableta asta mică. Să ducem aici la navigație, să dăm zoom out. Ok. Wow, ăla a fost de răsău. Ar trebui să luăm cam în direcția asta. Mamă, ce e? Mi-a scăzut viteza la limita. A, da, aia a bipăit. Scăzusem în zona de stall. Adică încă sunt în zona de stall. Am nevoie de peste 180 la oră. Ok. Deci, în teorie, mă duc bine ca direcție. În teorie, ăla e traseul pe care mi-a fost primit. Care eu nu l-am respectat. Da, asta vreau să văd. Autopilotul văd că l-au scos de aici de sus. Era AI autopilot. Cred că l-au scos aici. Încă nu mai văd ca de fază. Dacă nu are că e toate favoritele. Flight planner. Da. Asta e noua hartă. Mă, ca așa să folosim un pic București, că să-mi fiți pe subiect.
Ok, mișto. Așa. Să zbor în direcția asta. Asta zici că vine multe întâlnate pe mine. Ceea ce ar fi ciudat. Bun, deci avem... Hai să ridicăm flapsele total, că nu-i frânează. Erau la 8%, era pentru decolare, nu pentru ce. Bun. Toggle FB. Ce e asta? Asta e... ok. Nu știu. Deci ăsta e combo-ul. Mă, normal. Pot să mă orientez după liniuța aia de sus din stânga. Punctulețul ăla roz reprezintă unde trebuie să aterizez în această zonă. Numai că, în momentul de față... Da, mai departe. Așa. O chestie bună care puteam să fac la același joc și la asta, momentan, cred că nu pot. Bagaje. Tot fain de pot fi schimb din timp real, nu știu. Rutele, pot să ceri să modifici înălțimea. Dacă vrei, sau pista, aterizare, frumos. Am uitat să văd cum monitorizez ce fac, ce e super. Flight performance. Center of gravity. Verificările. Checklist-uri. Care nu-l facem niciodată la jocul ăsta. Așa. Să închidem tabletul. Tabletul ăsta și vedem așa. Da, că e cursul destul de scurtă, mi se pare că nici destul de lent raportat cu viteza care am pus-o. Din nou, văd că este de noturi, așa. Restul pare corect. Așa, hai să vedem. Moret. Adică, așa arată... Aici zici că poți să instalezi aplicații de modding, ce mi se pare interesant. Okay. Shift-B. Așa. Am oprit motoarele un pic. Scoborăm în altitudine, că avem prea mult altitudine. Ar trebui să fie la 10.000, mi se pare, parcă. Uite, asta e assist-ul. Vezi cum a intervenit? Și acum nu... Îmi dă voie să controlez peste, dar... E enervant. Foarte multă viteză. Și vedeți pe roșu oarecum acolo, e bine să-l ții sub. Și acolo în stânga e pe galben, și dar în interior zice că e pe roșu. Și caută să nu ții damage la avion, de fapt, cam asta e șmecheria. Acum totuși plutim, coborăm, pierdem 3000 de metri pe secundă în teorie, dar nu se simte ca și cum. Acum, când ne uităm acolo în stânga sus, vedeți că arată corect zona asta. Practic este asta, numai că, na, mai aproape. Și de-aia am oprit și am început să cobor pentru că... N-aș vrea să folosesc airbrakes-urile, care la avionul ăsta încă nu știu unde sunt. Că nu mi-a făcut tutorialul la avionul ăsta. La avionul care zbura în dulce, uite, speed brake level-ul ăsta. Ok, și după aia... Aia. Se ridică pe aerii niște chestii în mod normal, că s-au ridicat foarte ușor. Dacă vrei să fie și mai tare, de 100%, se vor ridica asta și mai rău. Și acum începem să coborăm.
Shift B. Era să dau exit avion, super, în zbor. Catering. Așa. Pentru că nu am luat checkpoint-urile, camera smart îmi arată că trebuie să iau primul checkpoint, știi? Mi se pare că eu zic că e greșit, dar na. Bun, acum suntem în direcția bună. Stai, ce mi-arată când pun pauză? Mi-arată că mai am de zburat 4 minute. Am consumat 324 de litri de benzină. Interesant. Și mi-arată zona unde sunt. Și ăla, uite, se vede traseul un pic acolo în dreapta. Ce ar vrea el să fac. Știi, ce interesant. Punctul ăla, în teorie, acolo trebuie să aterizez. Așa că hai să ne aliniem cu pista. Să scoatem asta. Ce-i parbec? Parbec, am luat. Off. A, nu, așa era off. Doamne, zice, aici scrie că e on dacă apăs și aici e off. Este dubios. Ce, am prea puțină viteză? Nu. Bun, da, uite, și acolo mi-arată cum ar trebui să aterizez, cum vede el că ar... Cum am mețit, deci când văd că trebuie să intru de acolo, să fac cercul, să aterizez acolo, vine direct să mă duc să aterizez, adică... De ce mi-aș bate capul cu... Știi, singura chestie pentru care mi-aș bate capul... puncte, experiență și ore de zbor, mă gândesc, că ar merita. Nu sunt convins încă, sincer, dar... Na, eu sunt fer convins că pot să fac aici stângă să trezesc direct fără să intru pe traseul ăla. Pe acel checkpoint. Că practic mă învârte și cu viteză foarte mică mă obligă să virez stânga tare de tot din cum vedeți și după asta trezesc. Când eu pot să vin acum așa frumos direct și trezesc direct. Trebuie să ajungem acolo. Și deja mă aliniez, dacă trag și de coadă, virez și mai tare. Că mai avem puțin kilometri, că nu mai avem mult. Nu suntem maxim cu viraj. Cobor între flapsurile, să frânăm. Mai avem 13 km. Wow, într-un final merge kilometrajul ăla cum trebuie ca viteză. Scoatem flapsurile puternic. Trebuie să coborâm și ne-am dus prea mult în stânga. Unde voi să scot? Nu unde voi. Nu unde voi scot trenul de aterizare decât la o viteză anume. Uite. Eu sunt 280. Coborâm la maxim flapsurile. Băi, scoate roțile alea. Înțeleg. Hai, trebuie să apeși un buton după ce deschizi ăsta. Nu, e automat totul, apeși buș. Mă rog, din pe dreapta e pe control. Mai venim așa. Oricum avem foarte multă viteză, trebuie să scădem la 160 în teorie. Dar acum că avem roțile și flapsurile la maxim. Ne-am încadrat corect. Venim așa ușor. Trebuie să coborăm un pic. Și o stânga. Se pare că sunt încă sus. Da, uite, vezi? La 180 la oră. Venim așa ușor. Și frână. Cu X. Poți dai și motoarele invers să frânezi mai tare. Motoarele merg numai așa și se deschide ușa aia lateral. Și am ajuns la fix. Nu ne-am oprit cum... ne-am oprit bine chiar. Chiar aici trebuie să facem stânga. Accelerăm un pic să scoatem motorul din
reverse. Gata. Ridicăm flaps-uri la maxim și asta a fost. Mă așteptam, speram de fapt, să vă arăt campania mai mult. Aparent jocul mi-a dat voie să arăt decât primul zbor și după aia a zis că nu. Se pare puțin ciudat. Nu înțeleg cum m-a trecut chestia asta de testare, că am versiunea standard a jocului de la Xbox Game Pass. N-am versiunea premium sau deluxe sau ceva, dar din nou, în jocul ăsta, dar să nu pot stec tutorialul când am avionul instalat în condiția care am făcut totul cum au vrut ei, este puțin spus penibil. E ceva care nu știu cum ar fi trecut de testare, să zic așa. Dar cam atât pentru episodul de azi. Sper că vă place acest mic joculeț, mic, mare, practic e toată harta, pot să zbor oriunde. O să mai trebuie să văd dacă pot să scot efectul ăsta. Și până data următoare, la revedere! Pa, pa!